CSC Dumbrăvița era cât pe ce să furnizeze surpriza în Liga a doua. În ultima rundă din sezonul regular a condus-o pe Csíkszereda aproape tot meciul, însă s-a văzut egalată pe final. Dragan Paulevici a deschis scorul pentru formația timișoană în minutul 35, avantaj pe care l-a păstrat și la pauză. Csíkszereda a egalat în minutul 84, când Macrai a executat impecabil o lovitură de pedeapsă. Ambele echipe au terminat jocul în inferioritate numerică, deoarece câte un jucător de la fiecare a văzut cartonașul roșu în urma unei altercații. Vizibil nervos, Cosmin Stan, antrenorul celor de la Dumbrăvița, a protestat și a părăsit conferința de presă. Vă rog frumos să nu vă supărați pe mine, că voi pleca, dar în semn de protest pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi, nu stau la conferința de presă. E imposibil să se întâmple așa ceva la fotbal. De partea cealaltă, antrenorul echipei adverse consideră rezultatul ca fiind echitabil. Per total, cred că rezultatul este echitabil, pentru că astăzi am întâlnit o echipă foarte arțevoasă. Știam acest lucru, am pregătit toată săptămâna, dar jucătorii mei încă n-au înțeles ce înseamnă să joci împotriva echipe care știu foarte bine ceea ce joacă acasă. Și știam că sunt aici un colectiv care joacă până în minutul 90, e echipă agresivă, îi place să joace la duel și din această cauză îi zic că jucătorii mei nu au fost pregătiți mental 100% pentru jocul de astăzi. Dumbrăvița intră în play-out cu 23 de puncte după ce a încheiat sezonul regular pe locul 15.